Au discutat, iar acum așteaptă ca promisiunile să fie respectate. Cei care au reclamat și au cerut măsuri urgente împotriva braconajului piscicol sunt membrii Asociației Salvați Râul Olt. Cei care trebuie să pună în practică sunt responsabili din Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură. Așteptăm cu nerăbdare ca cele promise a se realiza de către domnul președintele al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură se împlinească, și anume anularea tuturor autorizațiilor de pescuit științific, trecerea pescuitului comercial și cel recreativ sportiv pe timpul nopții, verificarea mult mai bine a traseului peștelui cel pescuit comercial, verificarea tuturor pescarilor comerciali, eventual pentru găsirea unor nereguli în documentele acestora. Întâlnirea de la sfârșitul săptămânii trecute de la prefectură ar fi trebuit să-i aducă la aceeași masă pe cei de la ASRO și Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi. Șeful AJVPS Olt, Mihai Albulescu, salută înființarea ASRO, însă îi acuză pe unii dintre aceștia că practică ceea ce ar trebui să combată braconajul piscicol. Dumnealui ne acuză pe noi că avem braconieri, că până la urmă asta sunt, da? Pescari care pescuiesc în prohibiție, dar sunt membrii dumnealui de ani de zile, membrii învățați cu acest stil de viață de ani de zile. Noi încercăm pe cât putem să-i aducem pe calea cea dreaptă, dar asta necesită timp, timp pe care dumnealor l-au avut de ani de zile, de peste 26 de ani de zile de când dumnealui cel puțin este la conducerea JVPS-ului. Urmăriți emisiunea Perfectul Simplu de miercuri 26 aprilie, în care trei persoane din conducerea ASRO vor explica cum vor reuși să stopeze braconajul pe râul Olt.